PSD va merge la alegerile europarlamentare din acest an alături de UNEPR și Partidul Conservator, iar cel care va coordona campania electorală este Liviu Dragnea. Atât alianța cât și lista candidaților pentru alegerile din mai au fost aprobate joi în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, iar lista cu europarlamentari arată astfel. Cap de listă Corina Crețu, urmată de Ecaterina Andronescu, Cătălin Ivan, Dan Nica, Damian Drăghici, Maria Grapini, Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pașcu, Viorica Dăncilă, Sorin Moisa, Victor Boștinaru și Ciprian Tănăsescu. În ceea ce privește locurile de la 13 la 17, Victor Ponta a spus că vor fi alocate pentru PC, UNEPR, PSD București, TSD și Partidul European Socialist. De la 18 în jos vor fi propuneri de la tineret și din județe, pentru că, în principiu, după locul 18, șansele de eligibilitate sunt reduse. Alegerile europarlamentare de anul acesta vor avea loc pe data de 25 mai, iar cele două tururi de scrutin pentru alegerea președintelui pe 2 și 16 noiembrie.